Bună dimineața! Astăzi vreau să vă vorbesc un pic despre pesticid. Cum în urmă cu 2 săptămâni vă spuneam, când eram în prima fază, că am folosit ca pesticid, ca lipsă și ca dezvoltare pentru mur și ajutarea lui la dezvoltare frumos, am folosit almalgeronul. Astăzi ne aflăm în a doua fază, în care vom înlocui, cum vă spuneam în video dinainte, acum 2 săptămâni vom înlocui calipso cu mospilan plus toil pentru insecte și dăunători, iar pentru vegetația murului vor rămâne la fel pe amalgeron. Am să mă apropii un pic mai mult de sus să vă arăt cum dă pe plante cu insecticidul. După cum v-am spus, ne aflăm în a doua fază de a da cu ele, după 14 zile. Bună dimineața! Aici m-am apropiat un pic mai mult de soț ca să vedeți exact despre ce este vorba. Am să apropii mai mult de plantă să vedeți exact. Deja au mai mâncat ceva de unături. Da. 14 zile nu ne-a ținut insecticidul. Am avut probleme după ploaie din nou cu dăunătorii. Dar asta este, a trebuit să așteptăm 14 zile, cum scrie tabelul și cum ni l-a descris, pentru a reveni cu pesticidul pentru insecte, iar cum v-am spus, pentru dezvoltarea plantei a murului tonfi vom rămâne în continuare pe amalgeron. Peste alte 2 săptămâni am să revin iarăși cu un nou video în care am să vă arăt în continuare ce schimbăm. O să schimbăm iarăși insecticidul, o să revenim înapoi la Calypso, iar pentru dezvoltarea murului vom păstra în continuare almalgeronul. Cam atât am avut să vă vorbesc astăzi în video. Voi reveni cu un nou video când vom mai face câte ceva cu vreo noutate. Am să vă țin la curent cu ce mai facem pe la muri. Ia uitați cum s-au dezvoltat de frumos. Să mă apropii un pic mai mult de tufă să vedeți. Cam atât am avut să vă explic în video de astăzi. Eu vă doresc o zi bună, sănătate și să ne auzim cu bine la următorul video. Iar la cei care munciți ca noi de la ora asta, vă doresc spor la treabă. La revedere!